incendiu. Primul rând, vă mulțumesc că ați venit, că sunteți prezenți, domnilor și doamnelor consilieri locali, ca de fiecare dată prezenți toți. Mulțumim și invitațiilor care ne onorează astăzi. Dacă ați citit procesul verbal de la ședința de la trecută, îi supunem la vot conținutul cine este pentru. Mulțumim că se ține în continuare. Mulțumim. Să dau citire proiectului ordinii de zi de astăzi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal numărul 110 din 28.02.2023 a ședinței ordinare a Consiliului Local Palanca din 28 februarie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de către primarul Comunei Palanca privind starea economică, socială și de mediu a Comunei și activitatea administrației publice locale în anul 2022. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare instalații numărul 1078 din 16.04.2018, încheiat cu SCE Ecosud ESA. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la patrimoniului Adis Bacău pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare unor bunuri mobile, proprietate publică a Comunei Palanca, pe școala gimnazială Palanca. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Comuna Palanca a proiectului de finanțare, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Palanca de Bacău și a cheltuielilor legate de proiect. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Palanca, județul Bacău, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Crab ESA Bacău din 20 aprilie 2023. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Palanca. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, care urmează să fie efectuate de beneficiarii legii numărul 416/2001. 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind activitățile desfășurate de asistenții personali din Comuna Palanca în semestrul al doilea anul 2022 și diverse. Dacă sunteți de acord, să punem la vot ordinea de zi și ne este rând. Abțineri. Mulțumesc. Toate proiectele ordinii de zi au fost avizate de Comisiile de Specialitate, pentru care președintele de ședință vine să conducă ședința. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de către primarul Comunei Palanca privind starea economică, socială și de mediu și activitatea administrației publice locale în anul 2022. Prezintă domnul primar. Vă mulțumesc. Fac precizarea că după primul punct la ordinea de zi, atât invitații cât și colegii noștri se pot retrage pentru continuarea activităților, iar noi rămânem în Consiliu pentru celelalte 9 puncte de ordine de zi. Raport privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Palanca pe anul 2022. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre și vă transmit cele mai bune gânduri. Administrația publică, unitățile administrativ-teritoriale, se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice. Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia, sunt consiliile locale ca autorități deliberative și primarii ca autorități executive,
conform prevederilor articolului 106, ratul 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul raport îl consider o obligație a primarului față de cetățenii pe care îi reprezintă, nu numai pentru faptul că așa prevede legea, ci și pentru că eu consider că fiecare membru al comunității în care trăiește trebuie să aibă acces la informații, să fie informat în legătură cu problemele și realizările comunității, precum și în legătură cu modul în care sunt gospodărite resursele materiale și financiare ale comunei. Preocuparea mea principală a întregului aparat de specialitate din cadrul primăriei a fost în anul 2022 folosirea eficientă a tuturor resurselor care se ducă la dezvoltarea comunei, atragerea de fonduri, asigurarea transparenței decizionale, îmbunătățirea serviciilor aparatului administrativ al instituției, prin înlesnirea condițiilor și climatului optim de lucru în cadrul acestuia, cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii. Voi încerca să sintetizez în acest raport principalele acțiuni întreprinse în anul 2022. În anul 2022 au avut loc un număr de 15 ședințe ale Consiliului Local al Comunei Palanca, din care 11 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și 2 ședințe de îndată. În cadrul acestor ședințe au fost adoptate un număr de 72 de hotărâri cu caracter normativ și individual. Tot în această perioadă au fost emise de către primarul Comunei Palanca un număr de 296 dispoziții vizând organizarea activităților din cadrul aparatului de specialitate, asistența socială, acordarea ajutor social, alocații pentru susținerea familiei, salarizare, resurse umane și altele. În cadrul registraturii primăriei, având în vedere relațiile cu publicul, s-au înregistrat în Registrul General de Intrare-Ieșire un număr de 3781 de înregistrări, cuprinzând adeverințe, cereri, solicitări de informații, corespondență de la alte instituții, etc. În continuare, vă prezint rezultatele instituției pe principalele compartimente și domenii de activitate. Raportul prezentat se referă la perioada 3 ianuarie-30 decembrie 2022 și cuprinde activitatea desfășurată în această perioadă în fiecare domeniu de activitate de pe raza comunei. Comuna Palanca are statut de comună din anul 1936 și este situată spre limita de nord-vest al județului Bacău, în zona centrală a unității geomorfologice a Carpaților Orientali, între comunele Ghimeș, Făget și Brusturoasa. Comuna Palanca are în componență 5 sate, Palanca, Popoiu, Ciugheș, Cădărești și Pajiștea. Populația comunei este de 3065 de locuitori, conform datelor transmise de Institutul Național de Statistică, în urma finalizării recensământului din 2021. Comuna Palanca are o suprafață totală de 9295,81 hectare, din care suprafața agricolă este de 3001 hectare, din care arabil 182, fânețe naturale 2021 de hectare, pășuni 798 de hectare. Fond forestier este de 6294,81 hectare, din care direcția silvică 2822 hectare, persoane fizice 2654 de hectare, primărie 613 hectare, composesorate 484 de hectare, alte categorii de folosință 334,81 hectare. Pe linia aplicării legilor fondului funciar, Comisia a desfășurat activități de identificare a terenurilor, întocmirea documentațiilor și transmiterea acestora către Comisia Județeană în vederea validării respective emiterii titlurilor de proprietate și a întreprins măsuri concrete în vederea actualizării componenței Comisiei pentru buna desfășurare a activității specifice a acestei în viitor. Administrația publică locală este formată din 13 consilieri aleși prin vot egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot de pe raza comunei și în condițiile stabilite de lege la data 25 octombrie 2020. Consiliul Local este autoritate deliberativă, iar primarul este autoritate executivă. Aparatul de specialitate al primarului are în componență 10 compartimente funcționale încadrate cu un total de 25 de salariați, 14 funcții publice și 11 posturi contractuale, după cum urmează. Compartiment evidența populației, total 2 funcții publice, ocupate din 3 prevăzute.
Compartiment, buget, finanțe și contabilitate. Total 4 funcții publice ocupate toate. Compartiment, achiziții publice. O funcție publică ocupată. Compartiment, urbanism și amenajarea teritoriului. O funcție publică ocupată. Compartiment, protecție civilă. Serviciu voluntar pentru situații de urgență. Un post contractual ocupat. Compartiment, poliție locală. 2 funcții publice specifice ocupate din 3 prevăzute. Compartiment, cultură, întreținere, bază materială, bază proprie și piață, total 8 posturi contractuale ocupate din 8 prevăzute. Compartiment, întreținere, drumuri și salubritate, total 2 posturi contractuale ocupate din 3 prevăzute. Compartiment, registru agricol, total o funcție publică ocupată. Compartiment, asistență socială, total 2 funcții publice ocupate din cele 2 prevăzute. De asemenea, la momentul de față, sunt încadrați un număr de 18 asistenți personali ai persoanelor cu handicap. Prin intermediul serviciilor publice și a salariaților acestora, au fost soluționate solicitările și proiectele propuse, această rezolvare fiind posibilă în limitele admise de prevederile legale și în raport cu sursele financiare disponibile. S-a îmbunătățit activitatea serviciilor publice prin soluționarea la timp și în limitele prevăzute de lege a cetățenilor și a corespondenței purtate între primărie, instituția prefectului, Consiliul Județean, alte instituții și agenții economice. Viceprimarul Comunei Paranca a urmărit cu prioritate dezvoltarea socioeconomică a Comunei și în conformitate cu atribuțiile stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, a executat următoarele activități. Asigurarea întreținerii, reabilitării și bună administrare a drumurilor publice aflate în proprietatea sau administrarea Comunei Paranca, instalarea semnelor de circulație și semnalizarea unor pericole apărute temporar pe arterele de circulație pentru desfășurarea traficului rutier și pietonal în condițiile legii pentru prevenirea producerii de accidente rutiere. Luarea măsurilor privind depozitarea deșeurilor menajere din zona drumurilor care străbat teritoriul comunei, precum și alte măsuri prevăzute de lege pentru protecția mediului. Activități cu beneficiarii de ajutor social, persoane apte de muncă, are în vedere realizarea planului de acțiune lunar privind în principală acțiune de păstrare a curățeniei în comună. Coordonarea activității de dezăpezire a drumurilor de pe raza comunei. Coordonarea acțiunilor cu montare de perdele și figurine luminoase, dar și împodobirea unui brad în incinta instituției și în parcul comunei. Pe tot parcursul anului 2022 s-a implicat în rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni, atât pe stradă, în întâlniri ocazionale, cât și la primărie, în audiențe și în prevedere. Săptămânal a susținut audiențe, iar principalele probleme au fost legate de întreținerea și repararea rețelelor de apă, amenajarea și întreținerea căilor de acces și înlocuirea dămpilor nefuncționale. Am deplinit atribuțiile de primar pe perioada concediului de odihnă al acestuia. Secretarul General al Comunei. Alături de primar, secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale este una din cele mai mici funcții din administrația publică locală. Ca și primarul, secretarul general alături de aparatul de specialitate al primarului este al întregii colectivități locale, al Unității Administrativ-Teritoriale și se află în serviciul acesteia. În administrația de la nivel local, funcția de secretar general al Comunei implică o pregătire deosebită în toate domeniile de activitate, întrucât este cel care avizează, contrasemnează pentru legalitate actele emise, adoptate de organele deliberative alese sau numite, trebuind să fie la zi cu toată legislația din fiecare domeniu de competență a acestuia. Spre deosebire de primar, care este ales de colectivitatea locală prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, și care exercită o funcție de unitate publică, secretarul general este numit în condițiile legii, face parte din aparatul de specialitate al primarului și exercită o funcție publică specifică de conducere. Atribuțiile principale ale secretarului general al Unității Administrative Teritoriale sunt enumerate în articolul 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Printre acestea, avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui Consiliului Județean, hotărârile Consiliului Local, respectiv ale Consiliului Județean, aici fiind vorba de secretarul județului. Participă la ședințele Consiliului Local. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și primar.
coordonează organizarea arhivei și evidența statisticilor a hotărârilor Consiliului Local și, dispozițiilor primarului. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate. Asigură procedurile de comunicare a Consiliului Local, respectiv a Consiliului Județean, și efectuarea lucrurilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului verbal al ședințelor. Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței de Guvern 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobate cu modificări și completări ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, din care face parte Unitatea Aeronautică Teritorială, în cadrul căreia funcționează. Urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri de Consiliului Local să nu ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile articolului 228, alineatul 2, din Ordonanța de Urgență 57/2019. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhivării administrativ-teritoriale. Are și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de Consiliul Local sau de primar. Prin derogare de la prevederile articolului 29.2 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și corectările ulterioare, în situațiile prevăzute la articolul 147, alineatul 1 și 2, sau după caz la articolul 186, alineatul 1 și 2, secretarul general al Unității Aeronautice Teritoriale poate îndeplini și funcția de director principal de credite pentru activitățile curente. Secretarul general al comunei, respectiv al subdiviziunii administrative teritoriale a municipiului, comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Camerei Notarilor Publici, precum și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în a cărei circunscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în locul de domiciliu. La data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale, ori la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competențe teritoriale se află imobilele de funcțiilor înscriși în cărțile funciare, înființate ca urmare a finalizării înregistrării. Atribuția prevăzută la alineatul 3 poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții delegate de ofițerul de stare civilă prin dispoziția primarului sau propunerea secretarului general al OAT-ului. Secretarii generale ai comunilor și cei ai orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publice îndeplinesc la cererea părților următoarele acte notariale. Legalizarea semnăturilor de pe scrisurile prezentate de părți în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunilor și orașelor a beneficiilor de asistență socială sau servicii sociale. Legalizarea copiilor de pe scrisurile prezentate de părți cu excepția scrisurilor sub semnătură privată. Compartiment, serviciu public comunitar local de evidență a persoanei și stare civilă. În perioada analizată, personalul serviciului și-a desfășurat activitatea în baza ordonanței de urgență a Guvernului numărul 97/2005, a hotărârii de Guvern 295/2021, a hotărârii de Guvern numărul 400/2000, a regulamentului Uniunii Europene 679/2016, legii 119/1996, metodologia de aplicare a legii 119 cu modificările ulterioare, legea 105 din 20 aprilie 2022 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea ordonanței de urgență Guvernului 41/2003, privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, ordonanții de urgență a Guvernului 84/2011, alte ordine și acte normative care reglementează activitatea în cadrul structurilor de specialitate. În planificarea activităților serviciului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective. Punerea în aplicare într-o concepție unitară a legislației în vigoare în domeniul evidenției persoanelor și stare civilă. Cunoașterea și aplicarea în practică a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea în materie de evidență a persoanelor și stare civilă. Cunoașterea dinamicii și a particularității activității de evidență a persoanelor și activității de stare civilă în scopul creșterii calității serviciilor prestate comunității.
reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identități, precum și a celor privind infracțiunile în legătură cu serviciul. Instituirea unui sistem flexibil de relații cu publicul, adaptat cerințelor comunității pentru diminuarea birocrației. În perioada analizată s-a actualizat Registrul Național de Evidență a Persoanei cu informațiile privind modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor de pe raza de competență, respectiv schimbări de nume, schimbări de domiciliu, reședințe, decese, comunicări de naștere, dobândire și redobândire cetățeniei române, mențiuni operative conform sentințelor judecătorești. Serviciul Public Local de Evidență a Persoanei Pananca, împreună cu polițiștii din cadrul posturilor de poliție care desfășoară activitatea pe raza comunilor arondate, au întreprins măsuri de informare a persoanelor cu acte, acte de identitate expirate, restanțieri, luându-se măsuri de punere în legalitate. Pe linia activității de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor aflate în centre de plasament sau protecție socială, în anul 2022 nu s-au desfășurat activități specifice, întrucât perioada serviciului nu funcționează astfel de unități. În cursul anului 2022, nu au existat cereri de intrare în audiență. Conform prevederilor legale specifice în vigoare, la sfârșitul fiecărui semestru din anul 2022 s-a procedat la distrugerea actelor de identitate anulate pe bază de proces verbal și semnătură. Conform sarcinilor ce revin din planul de măsuri al IGPR pentru eficientizarea activităților desfășurate în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, personalul serviciului, împreună cu lucrătorii de ordine publică din cadrul Poliției Naționale, au colaborat în sensul diminuării numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege. Au fost întocmite și transmise către Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Bacău rezultatele activităților întreprinse conform punctului 5 din radiogramă Direcției Generale de Evidență a Populației venită în completarea altei radiograme venit tot de la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor. Pe linie de secretariat și corespondență conform Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 au fost rezolvate toate solicitările de verificări din partea structurilor din cadrul Ministerului de Interne, Primării, ANAF, Persoane Juridice și Fizice în baza Regulamentului Uniunii Europene 679. Tot pe această linie de muncă s-au rezolvat la termenele stabilite toate adresele și solicitările din partea Direcției Județeane de Sine de Evidență a Populației Bacău. În cursul anului 2022, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pananca a înregistrat următoarele activități. Persoane luate în evidență la naștere 19, hârți de identitate liberate între 14 și 18 ani 144, la expirarea valabilității 854, la schimbarea numelui 76, la schimbarea domiciliului 149, pierdute 53, deteriorate 1, prin procură specială 15. Alte cazuri, în principal, atribuire de domiciliu și înființare stradă, 2.121. Total cărți de identitate emise, 11.528. Cărți de identitate provizorii emise, 7. Total acte de identitate, 11.528. Sub compartiment stare civilă. Au fost înregistrate acte de stare civilă, 60, din care de naștere, 7 transcrieri, de căsătorie, 20, de deces, 33, certificate eliberate 65, din care de naștere 31, de căsătorie 25, de deces 9. Activitatea lucrătorilor formațiunii noastre s-a desfășurat într-un climat de muncă corespunzător, guvernat de norme, care au asigurat respectarea și aplicarea în tocmai a prevederilor legale, a demnității umane, a responsabilității profesionale, a obiectivității, deschiderii și disponibilității și, nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului. Pentru anul 2023 se vor lua măsuri astfel încât activitatea specifică să se mențină în continuare la un nivel profesional cât mai ridicat, respectându-se tocmai dispozițiile, procedurile, ordinele și legislația specifică aferentă domeniului de activitate. Evaluarea activității aferente anului 2023 se va întocmi în începutul anului viitor. Compartiment stare civilă. Compartimentul asistență socială.
Compartimentul de asistență socială este structura specializată în domeniul și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale înființate la nivel de compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Cadrul legal de funcționare al compartimentului este reglementat de hotărârea de guvern numărul 979 pe 2017 privind aprobarea regulamentului cadrul de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. În actul legislativ menționat se face referire la principalele funcții ale compartimentului în aplicarea politicilor sociale și sunt prevăzute atribuțiile compartimentului în domeniul beneficiilor de asistență și în cel al organizării, administrării și acordării serviciilor sociale. Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială. În această categorie, la nivelul comunei noastre, am acordat ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinței, alocații pentru susținerea familiei, tichete de grădiniță, am distribuit pachete cu produse de igienă și produse alimentare primite de la Uniunea Europeană prin programul POAR. Au fost desfășurate campanii de informare, primirea cererilor și actelor justificative, verificarea criteriilor de eligibilitate, inclusiv cu sprijinul aplicației Patrimven. Întocmirea anchetelor sociale, emiterea propunerilor și transmiterea situațiilor către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vacantă. S-au întocmit 60 de dosare active pentru ajutor social. Ajutor pentru încălzirea locuinței, 775 dosare lucrate pentru sezonul rece 2022-2023. Alocație pentru susținerea familiei, 96 de dosare. Tichetele de grădiniță, care reprezintă stimulent educațional pentru școlar, au fost în număr de 33. Beneficiile pentru susținerea copilului și a familiei au în vedere nașterea, educația și întreținerea copiilor, alocația, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Activități, primirea cererilor și actelor justificative, verificarea și transmiterea dosarelor către Agenția Județeană de Plăți și Inspecții Sociale. Alocații de stat pentru copii, 29 dosare întocmite și depuse la JPIS. Indemnizații pentru creșterea copilului, 6 dosare întocmite și depuse. Stimulente de inserție, 12 dosare întocmite și depuse. Au fost acordate 313 pachete cadou de Crăciun tuturor copiilor care frecventează cursurile școlilor și grădinițelor din Comuna Palanca. Beneficiile de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale. Activități de informare a persoanelor sau aparținătorilor cu privire la demersurile necesare pentru obținerea unor drepturi sau facilități. Întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării în vederea încadrării într-un grad de handicap, orientare școlară, demersuri pentru încadrare ca asistenți personali, acordare indemnizației pentru persoane cu grade handicap grav, monitorizarea activității asistenților personali, colaborare cu serviciile specializate din structura DGASPC Bacău. Au fost programați și duși pentru consultații și tratamente la cabinetele de specialitate din cadrul Spitalului Județean Bacău și Spitalului Municipal Onești, copiii cu nevoi speciale de pe raza comunei. De asemenea, în colaborare cu Fundația Sera România, unul dintre aceștia, cu malformație din naștere, a fost dus de 4 ori la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde i s-au făcut gratuit mai multe intervenții chirurgicale de către cei mai buni specialiști. În data de 16 iunie 2022, Primăria Palanca, în cadrul proiectului OncoPrev al Institutului Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Fundația Enable, au oferit posibilitatea de a face screening pentru cancerul de col uterin tuturor doamnelor din Palanca cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, asigurate sau neasigurate. Au făcut testare gratuită HPV 51 de femei, iar 4 au beneficiat de test Babeș Papa Nicolae. Scopul programului a fost de prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. Unitatea mobilă de screening de cancer mamar
dotate cu mamograf digital, împreună cu echipa medicală din cadrul proiectului OncoFem, al Institutului Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Fundația Enevol, la solicitarea primăriei Palanca, a efectuat 97 de testări gratuite în zilele de 27 și 28 martie anul curent. Scopul testării este prevenția, depistarea, diagnosticarea și tratamentul precoce al cancerului de sân. La 31 decembrie existau un număr de 18 asistenți personali. Indemnizații pentru persoane cu handicap grav erau 2. Număr de copii cu certificate de orientare școlară, 1. În anul 2022 au fost întocmite un număr de 94 anchete sociale la solicitarea cetățenilor sau unor instituții, judecătorii, în vederea soluționării litigiilor cu minori, DGSPC Bacău, Serviciul de Probațiune Bacău. Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Ele au un caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia. De asemenea, s-a răspuns cu promptitudine diferitelor solicitări de informații din domeniul social, din partea Consiliului Județean Bacău, instituției Prefectului, DGASPC Bacău, Arhipelag Bacău, Crucea Roșie Bacău și alte instituții publice. Compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență. Activitatea SBSU se desfășoară în condiții specifice, având în vedere natura fiecărei situații de urgență sau eveniment apărut, cu toate mijloacele de intervenție din dotarea SBSU, cât și cu forțe cerute în sprijin în funcție de situația de urgență sau evenimentul apărut. Componenta de bază a activității membrilor SBSU este prevenirea populației, care constă în controlarea răspândirii de populație, distribuirea de preanticurori de informare a populației și agenților economici cu privire la principalele activități de prevenire și stingere, sensibilizarea și pregătirea cetățenilor pentru apărarea împotriva incendiilor, urmărirea în teritoriu a tuturor evenimentelor meteorologice și hidrologice, a lucrărilor de igienizare a terenurilor agricole și alte activități care au menirea să ducă la reducerea numărului de incendii și implicit a cheltuielilor și pagubilor materiale pe raza administrativ-teritorială. Concomitent cu activitate de bază, membrii serviciului desfășoară și alte activități în folosul comunității, conform ordinelor și dispozițiilor primite de la șeful ierarhic superior. Pregătirea de specialitate a membrilor SBSU se desfășoară în baza planului de pregătire anuală, conform ordinului prefectului și avizului inspectoratului pentru situații de urgență a județului Bacău. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, înființat prin hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 28-10-2005, de categoria 1, avizat de ISU Bacău, reorganizat prin HCL numărul 58 din 18-12-2019, conform ordinului Ministrului de Interne 75, în serviciu de tip V2, are următoarele atribuții principale. Desfășoară activități de prevenire, informare, educare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor, măsurilor, instrucțiunilor și normelor de apărare împotriva incendiilor, de protecție civilă și pregătirea populației privind comportarea în situații de urgență. Execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvare și deblocare, evacuare, adăpostire și protecție a persoanelor, animalilor și bunurilor acestora și de prim ajutor în situații de urgență. Desfășoară activități de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență în cooperare cu alte servicii de urgență sau structuri cu atribuții în managementul situațiilor de urgență. Colaborează toate structurile locale, zonale sau naționale din domeniul situațiilor de urgență pentru asigurarea unor intervenții operative și eficiente în cazul producerii acestora. Au fost întocmite toate planurile solicitate de către Inspectoratul de Urgență al Județului Bacău pentru anul 2022. Au fost transmise. S-au desfășurat trimestrial ședințe de instruire cu personalul voluntar și specialiști din cadrul SBSU conform planului de pregătire în situații de urgență pe anul 2022. În următoarea perioadă se vor încheia contracte de asigurare pentru o parte dintre voluntari.
în continuare, în vederea bunei funcționări a serviciului voluntar, pe linia prevenirii stingerii incendiilor, se are în vedere intensificarea numărului de controle la gospodăriile populației și instituții subordonate Consiliului Local în condițiile prevăzute de lege. Participarea activă a populației la campaniile de prevenire și stingere a incendiilor. Achiziționare de tehnică de luptă conform ordinului Ministrului de Interne 75/2019. În primul trimestru anului 2023 se vor întocmi și actualiza toate registrele, planurile și graficele aferente serviciului pe anul în curs. Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. Activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcție este reglementată, în principal, de legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și legea 50/1999 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care au un rol determinant în dezvoltare din punct de vedere arhitectural și urbanistic a localității. Principalele obiective pe anul 2022 ale compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului au fost următoare. Respectarea principiilor comunicării, transparenței, eficienței, participării, responsabilității, coerenței în administrația publică prin obiectivele specifice. Soluționarea în timp util a problemelor cetățenilor, sesizate în scris, prin e-mail sau audiențe susținute conducerii instituției. Consilierea cetățenilor. Dezvoltarea sectorului de construcții prin obiectivul specific, încadrarea tuturor construcțiilor edificate pe teritoriul administrat de Primăria Palanca, în prevederile legii 50/1991. În decursul anului 2022 s-a continuat activitatea cu privire la actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism. De asemenea, s-au verificat documentațiile depuse aferente solicitărilor de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, s-au redactat și s-au eliberat un număr de 23 de certificate de urbanism, un număr de 11 autorizații de construire. S-au întocmit 3 certificate de atestare a edificării construcțiilor și radiere. S-au întocmit un număr de 21 adeverințe pentru confirmare nomenclatură stradală și acordare numere administrative. S-au verificat și depus 11 declarații de regularizare la cerere privind valoarea reală declarată la finalizarea lucrărilor de construcții. S-au verificat pe teren respectarea autorizațiilor de construire în vederea întocmirii proceselor verbale de licitație. S-au întocmit 11 procese verbale de recepție și s-au eliberat 5 autorizații prin lucrările de branșament a energiei electrice. În vederea respectării prevederilor legii 50/91 privind normele de construcții, s-au completat în programul ESOP datele statistice cu privire la activitatea urbanistică de pe teritoriul UAT Palanca, respectiv construcții edificate, desființate, în curs de execuție, precum și date legate de rețelele de utilități. S-au întocmit listele lunare cu numărul de certificate de urbanism și numărul de autorizații de construire desființare, acestea fiind publicate prin afișare. S-au solicitat un număr de 3 avize de la structura de specialitate din cadrul CJ Bacău, în vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru investiții ce urmează să se desfășoare pe raza comună. S-au pregătit ori de câte ori a fost nevoie materiale pentru ședințele Consiliului Local, respectiv la foarte note planuri de situație. Au fost înregistrate registrele de evidență, actele privilegiate. Compartiment achiziții publice. Principalele activități ale compartimentului de achiziții publice sunt întocmire documentației prin organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții, întocmirea strategiei de contractare pentru procedurile de achiziții publice, întocmire dosar pentru fiecare achiziție publică organizată care cuprinde în funcție de modalitatea de achiziție, note justificativă, solicitare, formulare, ofertă, proces verbal de evaluare, oferte, achiziții, platformă, SICAP, contract, acte adiționale, anexe, notificări, etc. Gestionarea solicitărilor de clarificare depuse de ofertanți cu privire la procedurile de achiziții publice. Organizarea procedurilor și publicitatea acestora în conformitate cu prevederile legale. În anul 2022 au fost efectuate un număr de 93 de achiziții directe prin SEAP, în valoare totală de 857.996,14 lei, din care achiziții de lucrări 220.787,23 lei, achiziții de servicii 426.009 lei, achiziții de produse 211.199,39 lei,
Au fost încheiate un număr de 64 contracte de achiziție publică, au fost monitorizate contractele noi încheiate și cele în derulare. Au fost întocmite note justificative, acte adiționale, ordine de sistare, ordine de începere, adrese, notificări, înștiințări aferente contractelor aflate în derulare. Pentru elaborarea documentației de atribuire, precum și pentru atribuirea contractelor, s-a avut în vedere transpunerea în practică a principiilor care guvernează sistemul achizițiilor, deschiderea și dezvoltarea pieței achizițiilor, asigurarea transmiterii regulilor prin publicarea documentației de atribuire anexată anunțului de participare. Autoritatea pentru menținerea ordinii și liniștii publice. Conform dispoziției inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, postul de poliție la Palanca este prevăzut cu 4 lucrători în sens, încadrat doar cu 3 agenți de poliție rurală, respectiv. Agent șef adjunct de poliție Băițelea Alexandru Ciprian, șef de post. Agent principal de poliție Bartolomei Bogdan și agent de poliție Biru Ionuț Valerian, ambii ajutor șef post. În cursul anului 2022, agenții postului de poliție au desfășurat activități specifice muncii de poliție, respectând Constituția și legile în vigoare, asigurând ordinea și liniștea publică pe raza comună și, în primul rând, siguranța cetățeanului, dând curs sesizărilor și luând măsuri împotriva celor care au încălcat prevederile legale. La nivelul postului de poliție au fost înregistrate și soluționate în cursul anului 2022 un număr de 27 de dosare penale, în scădere cu 27 față de anul 2020 și, de asemenea, au fost soluționate un număr de 510 diverse lucrări generale. Un număr important de sesizări și petiții se referă la stările conflictuale intrafamiliare, precum și fapte care aduc atingere onoarei integrității fizice a persoanelor și nerespectării ordinii și liniștii publice, precum și furturile de energie electrică și morțile suspecte. Toate aceste fapte se petrec cu precădere pe fondul consumului de alcool și în situații materiale precare. Totodată, la nivelul postului de poliție Palanca, au fost aplicate în anul 2022 un număr de 117 sancțiuni contravenționale, cu preponderență prin respectării legii 61/1991 privind normele de conduire socială. Pentru prevenirea și combaterea unor astfel de fapte, lucrătorii postului de poliție au efectuat un număr de 142 de patrulări și controle pe diverse linii de muncă, dar cu preponderență pe linia menținerii ordinii și liniștii publice, precum și pe linia de silvicultură. În desfășurarea acestor activități au fost sprijiniți de lucrători ai poliției locale Palanca, care și-au îndeplinit conștiincios sarcinile, astfel că în cursul anului 2022, pe raza comunei, nu s-au înregistrat infracțiuni care fac parte din categoria celor de mare violență. Totodată, lucrătorii postului de poliție au desfășurat activități pe linia respectării prevederilor legii 333/2003 cu privire la dotarea societăților comerciale cu sisteme de alarmare, majoritatea acestora punându-se în legalitate din acest punct de vedere. În cursul anului 2022, lucrătorii postului de poliție au acționat și pe linia prevenirii accidentelor rutiere, nefiind înregistrate evenimente rutiere deosebite, cu excepția unui singur eveniment rutier ce a dus la decesul unei persoane. În perioada următoare, lucrătorii postului de poliție vor desfășura activități pentru menținerea unui climat de ordine și liniște pe raza comunei, prioritate având creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. Lucrătorii postului de poliție mulțumesc pentru sprijinul primit din partea primăriei, poliției locale și Consiliului Local Palanca și vor căuta ca și viitor să fie cu o colaborare care se conducă la realizarea proiectelor propuse. Activitatea sanitară umană. Activitatea sanitară umană în Comuna Palanca se desfășoară în cadrul Cabinetului de Medicină de Familie. Serviciile medicale sunt prestate de un medic și doi personal medic sanitar. Medicul de familie este în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău și acordă servicii medicale în conformitate cu prevederile contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul Sistemului de Asigurări de Sănătate. Medicul de familie acordă servicii medicale curative, profilactice, servicii medicale de promovare a sănătății, servicii medicale de prevenție, precum pentru situații de urgență, medico-chirurgicală, în limita competenței și dotării tehnice a cabinetului. Pe listele medicului de familie sunt înscriși 2.992 de cetățeni, dintre care 2.172 asigurați și 820 neasigurați. În 2022 s-au înregistrat 21 de nou născuți,
9.889 consultații la cabinet, 81 consultații la domiciliu, 598 tratamente, 180 imunizări. Și în anul 2022 a funcționat centru de permanență în care s-a asigurat continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă și în cadrul căruia s-au acordat servicii medicale în limita competenței medicilor de familie și dotării tehnice a centrului, conform ordinului numărul 697/2011, pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. În cadrul centrului de permanență s-au acordat 700 de consultații. Activitatea de poștă. Ghișeul exterior Palanca are încadrați doi lucrători poștari, Seveștin Daniela Oficiant și factor poștal în satele Ciulie și Cădărești Pariștea și Bejan Nicoleta, factor poștal în satele Palanca Popoiu. Și are ca activitate distribuirea drepturilor bănești, a presei, corespondenței, facturilor de utilități, coletelor, precum și achitarea drepturilor bănești pentru următoarele categorii de beneficiari. Pensii de stat, 639. Pensii, Ministerul Afacerilor Interne, 12. Taloane pensii, pe car, 107. Pensii veterani de război, 1. Pensii persoane cu handicap, 52. Alocații de stat, 204. Alocații susținere și ajutor social, 151. Șomeri, 9. Activitatea sanitară veterinară. În cursul anului 2022, activitatea sanitară veterinară s-a desfășurat conform programului strategic al acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la boli de aur, protecția animalelor și protecția mediului, făcând ca pe teritoriul comunei să nu evolueze boli declarabile, acțiunile prevăzute fiind efectuate la zi. În ce privește activitatea de supraveghere, putem arăta următoarele. La specia bovine s-a efectuat testul complementar simultan pentru depistarea tuberculozei. S-au recoltat probe de sânge pentru depistarea brucelozei bovine și a reocozei exotice la bovine. S-a efectuat vaccinarea contra antraxului la specia ovine. S-au recoltat probe de sânge pentru depistarea scrabii, brucelozei, ovine și caprine. S-a efectuat vaccinarea contra antraxului la specia equidee. S-au recoltat probe de sânge pentru depistarea anemiei infecțioase equine. S-au efectuat vaccinări contra antraxului la specia carnasiere, contra rabiei la aceeași specie, iar la bovine sau la porcine s-au recoltat probe de sânge pentru depistarea pestei porcine africane și brucelozei porcine. La albine s-au recoltat probe de muscă și favure pentru depistarea bolilor nosemoză, varoză, loca europeană și loca americană. În anul 2022, din toate probele recoltate și trimise la laboratoare, examinate, niciuna nu a ieșit pozitivă pe animalele domestice. Pe lângă activitatea de prevenire, s-au acordat consultații și s-au rezolvat tratamentele curente. S-au eliberat adeverințe pentru aviar și s-au făcut identificări la diferite specii de animale. Compartiment Registrul Agricol. Registrul Agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației. Compartimentul Registrul Agricol asigură respectarea tuturor prevederilor legale privind elaborarea, întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol. Activitatea de bază a compartimentului constă în administrarea bazei de date referitoare la suprafețele de teren intravilan și extravilan, a suprafețelor locuibile și a efectivelor de animale deținute de cetățenii comunei. Activitatea agricolă la nivelul Comunei Palanca se desfășoară prin serviciile Registrului Agricol, respectiv Agentului Agricol Enea Ioan Ovidiu, și personalul primăriei care au rezolvat problemele cetățenilor legate de agricultură și zootehnie. De asemenea, s-au eliberat adeverințe proprietarilor de teren și s-au întocmit și transcris evidența terenurilor agricole, birourilor APIA, în urma cărora vor primi subvenții un număr de 620 de persoane. S-au eliberat un număr de 15 contracte de arendă. S-a eliberat un atestat de producător conform legii 145, și două carnete de comercializare. S-au întocmit un număr de 16 dosare prin vânzarea terenurilor din extravilan, conform legii 17/2014. S-a
s-au eliberat un număr de 2.590 adeverințe din care pentru venit minim garantat 78, pentru încălzire 750, pentru schimbarea contractului de energie electrică 125, pentru schimbarea actelor de identitate 320. S-au eliberat 115 anexe. S-au eliberat un număr de 627 adeverințe de rând. Activitatea la Registrul Agricol se efectuează informatizat, fiind înregistrat un număr de 2235 poziții de rând. Baza de date fiind actualizată în prezent în proporție de 100%. Din punct de vedere social, o parte din cetățenii Comunei Palanca își desfășoară activitatea în cadrul societăților comerciale de pe raza Comunei, iar o altă parte își desfășoară activitatea în afara Comunei, fiind angajați ai CNCFR-SA, BACO Panel SRL, Ministerul Apărării și alte unități. Pe plan local, forța de muncă este concentrată în administrația publică locală, învățământ, sănătate, poștă și în cadrul societăților private. În satele Comunei, principala îndeletnicire a populației este creșterea animale. În ceea ce privește activitatea de transport pe plan local, legătura între satele Comunei, precum și cu localitățile învecinate, se face prin drumuri comunale, respectiv DC-137 și 139, drumuri vicinale, drumul național 12A Miercurea-Ciuconești, calea ferată 501 Adjunct Ciceu. În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare, la nivelul Comunei, la această dată, satele Palanca, Ciuiești și Comunei dispun de o rețea de alimentare cu apă în lungime totală de 18,3 km și o rețea de canalizare în lungime de 12,43 km, fiind executate 641 de branșamente la apă și 431 de racorduri la canalizare. La nivelul Comunei există rețea telefonică fixă, rețea de telecomunicații electronice și rețele de televiziune în toate satele Comunei. Rețeaua de iluminat public este executată pe script comun cu rețeaua de distribuție publică și este alimentată prin intermediul costurilor de transformare. La acest moment, fiind încheiate două proiecte de modernizare a iluminatului public, prin accesarea de fonduri europene reambursabile și prin administrația fondului de mediu, pentru obiectivul de investiții, sistem de iluminat public în Comuna Palanca, județul Bacău, fiind funcțional pe toată raza Comunei. Energia electrică necesară consumurilor din Comuna Palanca este asigurată de rețelele de înaltă medie și joasă tensiune, predominant aerian, pe scârb de beton. Există un număr de 7 posturi de transformare. Compartiment cultură. Anul 2022 a fost un an cu un număr satisfăcător de activități culturale. A existat preocupare constantă pentru păstrarea și îmbunătățirea lucrurilor dezvoltate cu răbdare în ultimii ani. Un aspect important îl reprezintă păstrarea vie a memoriei eroilor neamului, dovadă fiind manifestările organizate cu ocazia Zilei Eroilor Neamului din ziua de înălțare a Domnului. Un pluton de soldați aparținând Bricăzii 61 Următori de Munte Virgil Bunărescu a prezentat onorul la monumentele din Palanca și monumentul eroilor eroului Emil Rebrean. Existența ansamblului folcloric la Porțile Neamului aduce un plus de valoare oricărui idei de prezentare și promovare a comunității. Copiii și tinerii care aplicează în ansamblu devin purtătorii de tradiții ale lucrurilor, în sufletul lor pătrunzând adânc conștiința valorii acestora și necesitatea transmiterii lor în viitor. Pentru stimularea activităților ansamblului, sprijinul Consiliului Local a fost neprețuit. Deși comunitatea are tot felul de proiecte în derulare, s-au găsit resurse și pentru îmbunătățirea laturii culturale. Astfel a fost asigurat transportul membrilor ansamblului la mai multe manifestări folclorice din județ, iar în toamna anului 2022 a fost semnat un contract de colaborare cu un instructor de dans specialist în folclor. Deși în cei 15 ani de activitate ansamblu a funcționat doar pe baza transmiterii cunoștințelor de la om la om, iată că anii de pandemie au adus o întrerupere a activităților, unii membri plecând spre rosturile lor, nemai existând acel transfer natural de cunoștințe. Așa că, pentru o perioadă, prezența acestui instructor a fost folositoare. La sfârșitul anului, tradițiile locurilor au fost duse mai departe de către toți oamenii din comună, deoarece au avut un festivalul de datini și obiceiuri tradiționale. Obiceiuri care depășesc mai mult de 100 de ani, ele fiind bine sprijinite și mai ales iubite de fiecare locuitor al comunei.
Desigur că și la acest eveniment, ansamblul La Porțile Neamului a avut un rol de catalizator al comunității. Toate aspectele menționate demonstrează că activitatea culturală într-o comunitate este foarte importantă și merită toată atenția. Tot în Departamentul de Cultură se încadrează și activitatea bibliotecii comunale din localitate. Biblioteca publică funcționează în conformitate cu legea bibliotecilor numărul 334 din 31 mai 2002. Este de tip enciclopedic, pus în slujba unei comunități locale care asigură egalitatea accesului utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, rol în afirmarea tradițiilor și valorilor locale, religie, corelată naționalitate. Biblioteca publică are pentru comunitate un rol în afirmarea tradițiilor și valorilor locale, asociind sarcinilor ce le reveneau prin tradiție de dezvoltare a colecțiilor și de informare servicii de cunoaștere locală. În anul 2022 au fost înregistrate 3 donații de carte, acestea fiind în număr de 300 de volume către Biblioteca Comunală. În decursul anului 2022 s-a efectuat activitatea programului școlii primare Pupoiu în cadrul Zilei Naționale a Lecturii. În timpul programului școlar, elevii fiind încurajați să prezinte cartea preferată, să citească din ea și să discute pe marginea ei. Activitatea de învățământ 2022. Școala Gimnazială Palanca este unitate cu personalitate juridică, are în componență următoarele structuri. Școala primară Pupoiu, Școala primară Lunca Ciudeș. Resurse umane, cadre didactice, profesori, profesori pentru învățământul primar 8, profesori pentru învățământul preșcolar 4, profesor documentarist 1, secretar 1, contabil 1, informatician 1, îngrijitor 6, muncitor 5, șofer 1. La nivelul școlii există un număr de 312 elevi repartizați astfel. 71 de preșcolari, 140 de elevi de ciclu primar și 101 elevi de ciclu gimnazial. În ceea ce privește procesul educativ, acesta se desfășoară în 12 săli de clasă, 4 grupe de grădiniță, o sală de sport, 2 laboratoare, un centru de documentare și informare. Având în vedere specificul geografic al zonei, faptul că satele Ciugheș, Cădreș, Pupoiu se află la o distanță mai mare față de școala gimnazială, elevilor și cadrelor didactice le s-a asigurat transportul cu microbuze școlare spre școală și de la școală spre domiciliu. Toate spațiile de școlare active respectă standardele europene, ceea ce oferă posibilitatea atât elevilor cât și cadrelor didactice să-și desfășoare activitatea într-un mediu atractiv, prietenos și având la dispoziție dotările necesare, ceea ce a condus la obținerea unor rezultate bune și la promovabilitate de 100%. La nivelul școlii gimnaziale Palanca nu sunt înregistrate cazuri de abandon școlar, iar colaborarea dintre școală și instituțiile din comun, în special cu membrii Consiliului Local și cu primarul, a fost foarte bună. Sprijinul necondiționat oferit școlii de către primar a condus la organizarea activității extracurriculare în cele mai bune condiții, la igienizarea tuturor spațiilor educaționale, la dotarea cu produse de curățenie pentru toate școlile și în cantități suficiente. Cursurile de formare la care au participat cadrele didactice în anul 2022 au avut ca furnizori Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru Bacău, Universitatea Vasile Alexandru Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, dar și alte instituții care oferă servicii de educație. Cursurile s-au adresat tuturor cadrelor didactice care au dorit să-și îmbunătățească sau să-și formeze competențe digitale de comunicare, pedagogice sau profesionale. Disciplinele din planul cadru împreună cu CDŞ-ul, curiculum la decizia școlii, au stat la baza încadrării personalului didactic în anul 2022-2023. În concluzie, putem afirma că situația prezentată în acest material demonstrează buna colaborare cu instituțiile comune, cu un management de calitate oferit de domnul primar și echipa sa managerială, iar eu, în calitate de director al Școlii Generale Gimnaziale Palanca, împreună cu membrii Consiliului Profesoral și personal administrativ, adresez mulțumiri primarului și tuturor membrilor Consiliului Local pentru susținere și sprijin necondiționat, pentru colaborare și implicare în viața școlii, dar și pentru promovarea învățământului colegial. Mulțumim, domnule. Compartimentul Buget, Finanțe și Contabilitate.
Activitatea compartimentului buget, finanțe și contabilitate constă în stabilirea, constatarea, încasarea, urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și gestionarea bazei de date existente la nivelul compartimentului. Funcționarea compartimentului este asigurată de către un număr de 4 funcționari publici, respectiv doamna inspector superior Veneală Gabriela, contabil șef, inspector superior Cădaru Georgeta, inspector asistent Simina Covaci, inspector asistent Ramona Bâlbâie. Baza de date existentă în cadrul compartimentului anul 2022 a fost compusă din 2939 roluri persoane fizice și 187 roluri persoane juridice, din care 102 cu bunuri și autorizații și autorizații pentru desfășurare unor activități economice, în total 3126 de roluri. În cursul anului 2022 s-a înregistrat un debit total compus din reușițe, debitare inițială și debite scădere înregistrate în cursul anului în sumă de 1.557.375 de lei. La sfârșitul anului 2022 s-a înregistrat o listă de rămășiță în sumă de 874.653 de lei, din care persoane fizice 616 cazuri în sumă de 622.983 de lei și 19 cazuri persoane juridice în sumă de 251.670 de lei. În ceea ce privește persoane juridice, am avut 3 firme în insolvență, respectiv Forest Plus, care au înregistrat sume litigioase în sumă de 229.600 lei, rămânând de încasat 22.070 de lei. În cursul anului 2022 s-au eliberat 300 de certificate fiscale pentru notariat și biroul de cadastru și carte funciară. S-au întocmit un număr de 390 decizii de impunere pentru masa impozabilă și impozitul aferent acesteia. S-au eliberat 49 autorizații de funcționare pentru comerț cu amănuntul, în majoritate debitarea lucrărilor în NOS, farmacii, pensiuni și vulcanizare. S-au radiat din evidenție 105 autovehicule și s-au înregistrat 162. La sfârșitul anului, având înregistrate 688 de autovehicule. S-au întocmit 55 de somații și titluri executorii și s-au derulat un număr de 20 de opriri. S-au înregistrat și confirmat organului constatator un număr de 57 de amenzi în sumă de 38.796 de lei. S-au urmărit în corespondența cu alte instituții respectarea termenilor de răspuns. S-au întocmit referate de scădere pentru scutirea de taxă de salubritate, amenzi, persoane cu handicap. S-au eliberat adeverințe din programul 4 în ven atunci când situația a impus. În relație cu trezorerie s-a urmărit corecta depunere pe conturi și articole asumelor încasate de la contribuabil. Situația bugetului pe anul 2022. Cont de execuție local pe 2022, venituri total plan 7.845.800 de lei, realizat 7.163.193,34 lei. Cheltuieli total 9.757.600 plan, realizat 8.775.808,51 lei. Autorități publice. Plan 1.628.300. Executat 1.530.544,92 de lei. Învățământ total 772.500 de lei, plan realizat 751.830,33 de lei. Asistență socială în total 1.813.000, plan realizat 1.638,848 de lei. La finele anului 2022, disponibilul acestui cont de execuție este de 912.616,17 lei, iar totalul excedentului din anii precedenți, la 31.12, este de 999.208,48 lei. Inventarierea patrimoniului public și privat al primăriei Comunei Palanca s-a efectuat până la data de 31 decembrie 2022, respectându-se dispoziția numărul 296 din 27.12.2022. Inventarierea s-a efectuat pe fiecare activitate în parte. În baza proceselor verbale
de inventariere a subcomisiilor pe domenii de activitate nu s-au constatat plusuri sau minusuri din gestiune, astfel nu au fost propuse la casare mijloace fixe. Stimați colegi, în ultimii ani, tot mai mulți dintre cetățenii noștri, dar și mulți străini de Palanca, descoperă valoarea, diversitatea și unicitatea peisajelor culturale în comuna noastră, bucurându-se de a le putea trăi într-un mod plăcut. Comuna Palanca are privilegiul de a-și fi conservată încă o bună parte din patrimoniul cultural și natural. Deși 2022 a fost un an greu, datorită pandemiei și războiului din Ucraina, se pot remarca rezultate bune ale muncii. Astfel, în anul 2022 s-au realizat următoarele. Sunt pe finalizare din bugetul local al Comunei Palanca lucrările de branșamente și raporturi la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare pe toată lungimea rețelelor executate din fonduri externe nerambursabile. Pe afirm, în cadrul proiectului integrat finanțat prin măsura 322 în valoare de 25 milioane de euro, respectiv în satele Palanca, Ciudeș și Popoiu. Au fost puse în funcțiune rețelele de alimentare cu apă și canalizare, precum și stația de epurare a apelor uzate, urmând ca de următoarele două luni acestea să fie predate către operatorul regional CRAB PSA Bacău. S-au executat lucrările de modernizare a iluminatului public în Comuna Palanca, finanțate atât din fonduri europene de rambursabile prin Gard Valea Muntelui, cât și din fonduri accesate de la administrația Fondului pentru Mediu. S-au încheiat lucrările de refacere maluri ale părului Ciugeș afectate de inundații. A fost depusă cererea de finanțare pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei și celorlalte 6 comune membre ale ADI Trotuș Gaz. A fost depusă cererea de finanțare pe fonduri europene de rambursabile prin PNRR pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, dotare și extindere a școlii cu clasele 1-8 și a școlii cu clasele 1-4 Palanca, la acest moment fiind semnat contractul de finanțare în valoare de 3.760.610 lei. A fost depusă cererea de finanțare pe fonduri europene rambursabile prin PNRR pentru obiectivul de investiții, înființarea unui centru de colectare prin acord voluntar în Comuna Palanca, județul Bacău, la acest moment fiind semnat contractul de finanțare în valoare de 4.558.786,52 lei. A fost semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul modernizare drumului de interes local în Comuna Palanca, județul Bacău, în valoare totală de 11.374.261,09 lei și suntem în procedură de evaluare a ofertelor. Suntem în procedură de evaluare a ofertelor și la obiectivul de investiție finanțat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, reabilitare și modernizare drumuri sătești afectate de valurile produse în urma calamităților în satele Ciugeș și Popoiu, Comuna Palanca, județul Bacău, în valoare de 6.985.869,53 lei. A fost depusă cerere de finanțare din fonduri europene de rambursabile prin GAL Valea Muntelui pentru achiziționarea unui tractor cu remorcă în valoare de 334.047 lei. Am fost notificați că proiectul a fost selectat și este eligibil la finanțare, urmând să semnăm contractul în cel mai scurt timp. A fost depusă cerere de finanțare din fonduri europene de rambursabile prin PNRR, măsura C15, pentru obiectivul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale de zonă de națională din Comuna Palanca, în valoare de 852.512,7 lei, urmează semnarea contractului. S-a acordat sprijin financiar pentru identificarea încă din fază incipientă a afecțiunilor stomatologice la copii care frecventează cursurile școlilor din Comuna Palanca și tratarea acestora la cabinetul stomatologic în scopul prevenirii îmbolnăvirilor. S-a acordat ajutoare financiare de 2000 de lei pentru nou născuți unui număr de 27 de mame care domiciliază pe raza Comunei Palanca, conform hotărârii Consiliului Local. Pentru anul 2023 ne propunem următoarele. Terminarea lucrurilor de branșamente și de acorduri la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, proiect în valoare de 2.609.404,33 lei, finanțat integral din bugetul local. Predarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și stația de epurare a apelor uzate, către operatorul regional CRAB SA Bacău.
organizarea procedurilor de licitație și demararea lucrărilor pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, dotare și extindere a școlii cu clasele 1-8 și a școlii cu clasele 1-4, Palanca, în valoare de 3.760.610 lei, finanțat prin PNRR. Organizarea procedurilor de licitație, proiectare și execuție și începerea lucrărilor pentru obiectivul de investiții, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar, acum la Palanca Județului, în valoare de 4.558.786,52 lei. Semnarea contractului de proiectare și execuție și demararea lucrărilor la obiectivul modernizare drumuri de interes local în comuna Palanca Județul Bacău, în valoare totală de 11.374.268,09 lei, finanțat prin programul Angel Saline. Începerea lucrărilor la obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drumuri sătești afectate de valurile produse în urma calamităților în satele Ciudiu și Cupoiu, comuna Palanca Județul Bacău, în valoare totală de 6.985.869,53 lei, finanțat prin Compania Națională de Investiții. Semnarea contractului de finanțare și achiziționarea unui tractor cu remorcă în valoare de 334.047 lei, proiectul de finanțare europeană nerambursabilă. Semnarea contractului de finanțare prin PNRR, măsura C15, pentru obiectivul dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Palanca, în valoare de 852.512,07 lei și organizarea licitației pentru achiziționarea acestora. Întocmirea documentațiilor necesare de punerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, consolidare pod peste trotuș, reabilitarea DC137 și drumuri de interes local din Comuna Palanca. Executarea unor lucrări de reparație ale malurilor cu râului Popoiu. Definitivarea planului urbanistic general. Acordarea în continuare a sprijinului financiar pentru identificarea încă din fază incipientă a afecțiunilor stomatologice la copiii care frecventează cursurile școlilor din comuna Palanca și tratarea acestora în scopul prevenirii îmbolnăvirilor. Acordarea în continuare a unor ajutoare financiare de 2.000 de lei pentru naștere mamelor care domiciliază pe raza comunei Palanca în conformitate cu hotărârea Consiliului Local. Căutarea și găsirea de noi surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare existente și pregătirea altora noi. Sunt acțiuni care vor avea ca efect atragerea de investiții, îmbunătățirea infrastructurii locale, precum și dezvoltarea în ansamblu a comunei. La această dată avem în contractare, implementare și efectiv în execuție investiții care sumează un total de 31.372.051,73 lei, din care fonduri europene de rambursabile 9.853.617,5 lei, fonduri guvernamentale 18.909.029,9 lei și fonduri din bugetul local al comunei 2.609.404,33 lei. Cu această ocazie, mulțumesc aparatului propriu, echipei mele de specialiști aici de față, compusă din domnul viceprimar Maxim Constantin, domnul secretar general Daniel Scoruș, doamna contabil șef Hainală Gabriela, inginerului Albert Gheorghe, șeful compartimentului urbanism, inspector superior Georgeta Dima, casier, inspector asistent Covaci Simina, inspector asistent Ramona Bâlbâie, agent agricol Ioan Ovidiu Hedeală, inspector asistent Emanuela Vențel, inspector principal Vladimir Adomnicăi, șef SMSU Covaci Dolinel, director de cămin cultural Liliana Domulese, bibliotecar Adomnicăi Tamara, șef compartiment evidența populației și stare civilă a Căroaie Grigore, referentului asistent Hainala Ștefan, consilierului achiziții publice Gabor Lăcrămeara, agenților poliției locale Camelia Răzăloiu și Dacian Apostu, administratorului pieței domnul Noi Damian și casier Piață Concis Luminița, guarda Andraș Maria, faznic Noi Andraș Petrea, șofer Aleștan Petronel, șofer microbuz școlar Gheorghiță Dumitru, paznic Pășune Boțul Dumbean și muncitor Biri Pavel. Mulțumesc Consiliului Local în integralitatea sa, domnului director Plicov George, responsabililor de structuri școlare Simona Ciordoș și Ramona Magdei, doamnei doctor Viziru Liliana, medic de familie, domnului doctor Viziru Mihail, medic de familie, domnului doctor Beța Emil, medic veterinar, domnului doctor Farcaș Mihai, medic stomatolog,
agenților postului de poliție Palanca, domnului șef de post Poițelea Ciprian, domnilor Bartolomei Bogdan și Viru Ionuț, ajutor șef de post, precum și celorlalte instituții care au astăzi reprezentanță aici, pentru sprijinul acordat în decursul anului 2022, la realizarea obiectivelor propuse la început de an și a contribuit la bunul mers al comunei. Prioritatea noastră este rezolvarea problemelor cetățenilor comunei Palanca. Vom identifica surse de finanțare pentru toate proiectele de dezvoltare și ne vom continua pe cele aflate în derulare, așa cum am făcut. Tocmai pentru aceste motive suntem obligați să gândim astfel de strategii care să dezvolte localitatea noastră, pornind în primul rând de la formarea unei mentalități caracterizată pe punerea în valoare a specificului local, de păstrarea lucrului făcut, dezvoltarea antreprenorială și competitivitate. Comunitatea noastră demonstrează capacități de absorbție a fondurilor nerambursabile, competențe în gestionarea și implementarea proiectelor atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul agenților economici și al societății civile în general. De noi depinde și împreună vom reuși să asigurăm un trai mai bun pentru noi și pentru generația viitoare. Sunt convins că 2023 va fi plin de noutăți și învățăminte în drumul dezvoltării. Doresc tuturor cetățenilor comunei Palanca, unde s-ar afla, și dumneavoastră celor de față, să aveți parte alături de cei dragi, de sănătate, împliniri și numai succese. Vă mulțumesc! Discuție de la proiectele. Să dăm ce trebuie și să dăm de la hotărâre. Începire proiectului de hotărâre, după care... Proiect de hotărâre numărul 13 din 21.03.2023 privind însușirea raportului anual elaborat de către Guvernul Comunei privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Palanca și activitatea administrației publice locale în anul 2022. Propune. Articolul 1. Se însușește raportul anual elaborat de Guvernul Comunei Palanca privind starea economică, socială și de mediu a Comunei și activitatea administrației publice locale în anul 2022 conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 2. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărârii persoanelor și instituțiilor interesate și va face publicitatea celor de lege. Mulțumim. Discuție de la proiectului. Eveniment, dacă nu spune la voi cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumim. O pauză de 5 minute, până când colegii noștri se retragă. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare de gestiune serviciu de sanitizare, recuperare, instalație numărul 1078, din 16.04.2018, încheiat cu SC Ecosud de Săr. Prezentă, domnule. Voi da citire solicitării Adis Bancău. Către toate OAT-urile membre Adis Bancău. Subiect, aprobarea act adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de sanitizare numărul 1087 din 2018, încheiat între Adis Bancău și SC Ecosud de Săr. Vă rugăm să supuneți spre analiză și aprobare în prima ședință de Consiliu, în conformitate cu prevederile articolului 54, 56, alineatul 5, articolului 63 din ordine urbană RSC 640/2022, actul adițional numărul 3 la contractul de delegare gestiunii serviciilor de sanitizare numărul 1087 din data de 16 aprilie 2018. Anexez prezentei modelul de act adițional propus și documentele suport transmise spre analiză și aprobare de către Ecosud de către Ecosud de SAM. O să dau citire. Modelul de act adițional de anexă. Act adițional numărul 3 la contractul de delegare gestiunii serviciului de sanitizare numărul 1087 din data de 16 aprilie 2018. Având în vedere
Între părți a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare numărul 1087 din 16 aprilie 2018, devenit în continuare contractul de delegare și modificările legislative intervenite prin ordonanța de urgență a Guvernului 133/2022 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a legii Serviciului de Salubrizare a localităților numărul 101/2006, respectiv prin ordinul președintelui ANRSC 640/2022, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calcularea tarifelor, taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, se propune. Articolul 10.16 din contractul de delegare se modifică și va avea următorul conținut. Delegatul are următoarele obligații. Să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în regulamentul serviciului anex în prezentul contract și de legislația în vigoare, inclusiv cei rezultați din anexa 5 la ordonanța de urgență a Guvernului 92/2021 și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciului prestat sub sancțiunea penalităților prevăzute în regulamentul serviciului și prin dispozițiile legale aplicabile. Articolul 14, alineatul 3 din contractul de delegare, astfel cum a fost introdus prin actul adițional 2, se modifică și va avea următorul conținut. În valoare totală a facturii lunare emise de către delegat, va fi evidențiată separat contribuția la economia circulară de 80 de lei pe tonă fără TVA. Cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară se calculează conform legislației aplicabile în vigoare. Articolul 16.1 din contractul de delegare se modifică în conformitate cu fișele de fundamentare și memoriile tehnico-economice justificative puse la dispoziție de delegat, în urma clarificărilor aduse de delegat la solicitarea ADIS Bacău și va avea următorul conținut. Tarifele pe care delegatul are dreptul să le aplice începând cu data de după ce aprobăm noi sunt 117,505 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului, 900,02 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării, 235,95 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, 97,01 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare, 334,37 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase, 216,06 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări, la care se adaugă TVA conform ofertei cuprinse în anexa 9 la contract. Articolul 17, alineatul 2 din contractul de delegare se modifică în considerarea legii 101/2006, astfel cum a fost modificată prin ordonanță de urgență 133/2022, precum și ale ordinului ANRSC în vigoare, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor, taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare și va avea următorul conținut. Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de ADIS potrivit dispozițiilor statutare și legale aplicabile, acestea din urmă având prevalență în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de unitățile administrativ-teritoriale membre ADIS. Modificarea, ajustarea după primul an al tarifelor pentru populație, respectiv agenți economici și instituții, se poate face în cazurile și conform ordinului ANRSC în vigoare. Odată cu ajustarea tarifului, va fi ajustată corespunzător și redevența aferentă tarifului ajustat conform formulei de ajustare a tarifelor. Delegatul va presta serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în regulamentul serviciului, anexa 1 la contract, și de legislația în vigoare, inclusiv cei rezultați din anexa 5 la ordonanța de urgență 92/2021. Nerespectarea de către delegat a indicatorilor de performanță stabiliți conform regulamentului serviciului va atrage obligația acestuia de a plăti penalități în valoare de 0,04% din valoarea facturată lunar, putând determina, în cazul neplății,
rezilierea contractului de către delegatar, în conformitate cu prevederile clauzei 26.1.1 litera B. Fișele de fundamentare ce stau la baza tarifelor de salubrizare menționate mai sus, anexa 1 la prezentul contract, sunt parte integrante din acesta. Celelalte prevederi ale contractului de delegare rămân nemodificate. Se acordă modificarea și aplicarea de prestigiile a următoarelor tarife de la data semnării actului adițional numărul 3 la contractul numărul 1078, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 3 la contractul de delegare 1078, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se acordă mandat președintelui Asociației Valentin Ivancea să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 3 cu anexele aferente, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul primar Pariștan Adrian, având calitatea de reprezentant al Comunei Paranca în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Macău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Mulțumim. Discutăm tema proiectului. Spunem la tot ce este pentru. Abținem împotriva. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a patrimoniului ADIS pentru anul 2023. Prezentă tot din urmă, să fie mai spate. Având în vedere prevederile ordonanței Guvernului 26/2000, privire la asociații și fundații cu modificările și competențele ulterioare, a Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, cu modificările și modificările ulterioare, articolul 35, alinatul 4, din Legea 273, privind finanțele publice locale, cu modificările și modificările ulterioare, hotărârea Consiliului Local a Comunei Paranca, numărul 19, din 30 aprilie 2009, privind aprobarea participării Comunei Paranca, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Macău, ținând cont de hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Macău din 2 martie 2023, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Macău. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Macău, un cuantum de 7.000 de lei. Articolul 2. Prezentă hotărâre poate fi contestată în termenul și condiții 254/2004 privind contenciosul administrativ. Articolul 3. Conducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește compartimentul buget, finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Paranca. Mulțumim. Discuție tema proiectului. Mai o informație. Cât a fost anul trecut? 5.000 de lei. Vreau să fac. Da, alte discuții. Dacă nu spune la vot, cine este pentru? Mulțumim. Acțiile, nu te rugă. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare unui bulă imobile, proprietate publică a Comunei Paranca de Școala Gimnazială Paranca. Având în vedere prevederile articolului 112, alineatul 1 și alineatul 2 din legea numărul 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri, proprietate publică, cele de învățământ particular, au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învățământ confesional aparțin în funcție de entitatea care le-a înființat uneia dintre cele două forme de proprietate. Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora înființate
de stat fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente pe bază materiale sunt de drept public local, proprietatea acestora fiind administrate de către consiliile locale, iar celelalte de către consiliile de administrație. Conform prevederilor articolului 867.1 și 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare se constituie prin hotărârea Guvernului, a Consiliului Local sau, după caz, a Consiliului Local. Autoritățile prevăzute la articolul 1 controlează modul de exercitare a dreptului de administrare. Ținând cont de prevederile articolului 299 din Ordonanța de Urgență 57/2019, sau a Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, sau a Consiliului Local al Comunei, a Orașului sau Municipiului, după caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puțin următoarele elemente. Datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și valoarea de inventar a acestuia, destinația bunului care face obiectul clădirii în administrare, termenul de predare, primire a bunului. În urma controlului Curții de Conturi a României, este necesară darea în administrare a unui bunuri imobile proprietate publică a Comunei Paranca către Școala Gimnazială Paranca, conform prevederilor legale mai sus menționate. Având în vedere cele de mai sus amintite, propun adoptarea proiectului de hotărâre, care îi dau citire acum. Articolul 1. Se aprobă darea în administrare Școlii Gimnaziale Paranca, unitate de învățământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile, clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a Comunei Paranca, în care se desfășoară activitatea de învățământ preuniversitar de stat, pe durata derulării activității de învățământ. Articolul 2. Lista bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt prezentate în anexa numărul 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă proiectul contractului de administrare, care va fi încheiat între Comuna Paranca și Școala Gimnazială Paranca, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor preluate în condițiile legii și a contractului de administrare. Se împuternicește domnul Pariștan Adrian, primarul Comunei Paranca, să semneze în numele și pe seama Comunei contractul de administrare cu Școala Gimnazială Paranca. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Paranca prin aparatul propriu de specialitate. În anexa 1 avem lista bunurilor mobile și bunurilor imobile, proprietate publică a Comunei, în care desfășoară activitatea unităților de învățământ pe Universitatea Stat Comunei Paranca, pe care le vom preda în administrare școlii gimnaziale. Da. Discutim tema proiectului. Dacă nu spunea la vot, cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă, abținem. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Comuna Paranca a proiectului de finanțare, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare Comuna Paranca de Patru și a cheltuielor legate de proiect. În intermediul componentei C15 educație se acordă finanțări unităților conexe în funcție de nevoile de mobilier și echipamente identificate de către acestea. Obiectiv general. Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din mecanismul de redresare și reziliență. Valoarea eligibilă a proiectului. Este. Bugetul proiectului este deplin corelat cu datele statistice actualizate privind infrastructura unității conexe a beneficiarului, fiind prezentată în analiza de nevoi completată de Școala Gimnazială Paranca. Valoarea eligibilă a proiectului este de 714.716,17 lei, exclusiv TVA,
calculată conform prevederilor ghidului, și de 850.512,24, inclusiv TVA. Pentru cât să evit oportunitatea finanțării din PNRR alocărilor pentru unitățile de învățământ și unităților conexe, consider binevenită această inițiativă privind aprobarea depunerii de către Comuna Palanca a proiectului de finanțare, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ pe Universitatea din Comuna Palanca de Subacân și a cheltuielilor legate de proiect. Da? Și de proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă depunerea proiectului de finanțare, dotarea, mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Palanca, județul Bacău, de către Comuna Palanca, în vederea finanțării acestuia prin PNRD, pilonul 6, componenta C15, educație, în cadrul apelului de proiecte PNRR per 2022-C15, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe gestionat de Ministerul Educației. Articolul 2. Comuna Palanca se angajează să financeze toate sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și neprevăzute care pot apărea pe durata implementării proiectului, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar în Comuna Palanca, județul Bacău. Articolul 3. Reprezentantul legal al Comunei este potrivit legii primarul acesteia, domnul Paraștan Adrian, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Aducerea la deplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Palanca. Mulțumim. Discuții pe tema proiectului. După obținerea finanțării din PNRR, procedura de achiziție oferit va fi prin licitație publică? Da. Dar este aceeași, prevăzută de legea 2. Numărul legea la sumă. Legea 98, da. Dar este doar că nu presupune construcții montaj, de-aia considerăm noi că proiectul o să meargă destul de repede și achiziția la fel, ne fiind nevoie de un de avize da. Obținute și de o proiectare de infrastructură. E doar cu dotări. Da. Mobilier și tehnică. Da. Alte discuții? Dacă nu spune la vot cine este pentru, mulțumim, Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului de prezentator legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Palanca, județul Bacău, pentru ședința ARA la SECE CRAD de sâmbătă, pe data de 21-20-24. Dau citire ordinii de zi pentru convocarea la adunarea generală ordinară a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Isabacă. Punctul 1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor articolului 11, raiatul 2, litera J, din actul constitutiv al societății, coroborat cu articolul 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 2. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea procedurii adunării generale, ordinare acționarilor în Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Documentele și materialele informative referitoare la problemele impuse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe e-mail. Iar acum o să dau citire proiectului de hotărâre. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Palanca, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, a acționarului SECE CRAD S.A. acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE CRAD S.A. să voteze pentru în adunarea generală a acționarilor din data de 20 aprilie 2023 la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de vorum pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20 aprilie, valabilitatea mandatului, prevăzut la articolul 1 din prezenta, se extinde pentru ședința din 21 aprilie 2023, ținându-se votul favorabil. Mulțumim. Discuție?
pe tema proiectului. Spune la tot cine este pentru. Mulțumim, împărirea, ține. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Palare. Prezentă cu domnul primar. Am citire acestui plan de acțiune. Plan de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Palare. Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Palanca furnizează servicii sociale și acordă beneficiile sociale pentru cetățenii comunei aflați în situații de dificultate și îndeplinește o serie de alte atribuții stabilite prin articolul 112 din legea 292/2011, legea asistenței sociale. Conform articolului 112, alineatul 3 din legea asistenței sociale, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile publice locale, în urma consultării furnizorilor publici și privați ai asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor, elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și resursele de finanțare. Astfel, grupuri și persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor prevăzute prin prezentul plan de acțiune sunt copii, tineri, alte grupuri și persoane vulnerabile care reprezintă următoarele. Provin din familii aflate în situații de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social. Copiii care provin din familii fără venituri sau cu venituri reduse, care beneficiază de alocații pentru susținerea familiei sau de susținere pentru familia monoparentală. Copiii aflați în situații de abandon școlar. Copiii cu alte probleme majore de sănătate ca o consecință a sărăciei. Copii cu handicap sever, autiști, sindromul Down, bolnav psihic, alte boli incurabile, ai căror părinți se află în divorț, sau copiii delinvenți juvenili. Tineri. Tineri aflați în situații de abandon școlar, cu handicap sever, autiști, bolnav psihic sau alte boli. Tineri ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Tineri ai căror părinți se află în divorț și tineri delinvenți. Alte grupuri și persoane vulnerabile. Persoane adulte fără adăpost, fără venituri sau cu venituri foarte mici, fără acte de identitate, familii lipsite de locuință sau cu condiții precare de locuit, familii aflate în risc de abandon familial, persoane cu deficiențe fizice, psihice, inclusiv neîncadrate în grade handicap, femei, mame defavorizate, fără adăpost, sărace, singure, mulți copii abuzate, victime ale violenței domestice. Vârstnici singuri, fără reprezentanți legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizați social. Obiectivele generale urmărite prin planul de acțiune sunt monitorizarea și creșterea calității serviciilor sociale oferite, precum și asigurarea continuității acestora pe plan local. Promovarea transparenței și facilitarea accesului membrilor comunității la serviciile sociale. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate. Noi măsuri de întărire a capacității instituționale, perfecționarea personalului din cadrul compartimentului de asistență socială, participarea la schimburi de experiență, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, identificarea de noi oportunități în asistența socială. Servicii de consiliere și informare pentru protecția copilului și familiei. Obiective, promovarea unui sistem coerent, coordonat și integrat pentru copiii care provin din familii cu probleme speciale, combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii cu probleme sociale. Vreau citire și proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor legii contencioasului administrativ numărul 544/2004, modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția de contencios administrativ.
Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, compartimentului asistenței sociale, primarului comunei Baranca și va fi afișată la instituție. Mulțumim. Discuții pe tema proiectului. Spune la tot cine este pentru. Mulțumim. Împotriva, abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, care urmează să fie efectuate cu beneficiarul legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. Voi da citire planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orilor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2023. Obiectiv, întreținerea, în perioada sezonului rece, a drumurilor comunale și județene de pe raza administrativ-teritorială a comunei. Ca și măsuri întreprinse, ar fi îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și manuale, creșterea materialelor antiderapante și refacerea stocurilor existente, spargerea manuală a agenției în zonele cu circulație intensă, școli, grădinițe, dispensar uman, poliție, poștă și alte instituții publice. Lucrări de întreținere a centrului civic din satul de reședință al comunei, îndepărtarea resturilor vegetale, întreținerea șanțurilor din zona centrală prin decolmatare, taluzare, îndepărtare periodică a resturilor vegetale, întreținere spații verzi prin operațiuni specifice. Lucrări de întreținere a zonelor adiacente școlilor și bisericilor, curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultate din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, amărăcinișurilor, a gunoaielor, descărcare și porționare a combustibilului solid pentru încălzirea școlilor, întreținut zona verde din interiorul și exteriorul curților școlilor. Lucrările de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene aflate pe raza comunei. Drumuri județene nu avem, doar comunale. Îndepărtarea mulului și altor resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitații. Curățarea șanțurilor de scurgere, îndepărtarea resturilor vegetale. Întreținerea șanțurilor de scurgere a apei pe raza comunei. Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor și gunoaielor. Săpături manuale, acolo este cazul de lățire, adâncire sau taluzare, lucrări de recomandare. Alte activități de interes și de utilitate publică, asigurarea depozitelor de combustibil solid, tăierea manuală și mecanică a materialului lemnos și depozitarea acestuia în locațiile special amenajate, diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de evenimente ori calamități. Proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără a se depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Articolul 2. Domnul Noi Damian, administrator pe piață, va întocmi de nou un plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orilor de muncă și va ține evidența orilor într-un registru special. Articolul 3. Domnul Adolfi Costin Vladimir și Fiona Vențele Mandera, inspector în cadrul compartimentului asistenței sociale, vor afișa la loc vizibil planul de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și pe cea a persoanelor care urmează să efectueze orele de muncă. Articolul 4. Secretarul General al Comunei, Palanca, comunică prezenta hotărâre tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. La lista cu beneficiari de ajutor social și persoanele care trebuie să se execute ori din lucrări, ar trebui afișată și pe site. Pentru că multă lume din comun are impresia că noi avem nu știu câte sute de asistați sociali și ar dori să fac comuna pe ăștia. Iar dacă noi spunem că avem 30 de persoane marșulate și noi ne folosim la drumurile noastre comunale, la drumurile vicinale, nu trebuie să curățim noi, eventual, dăm un sprijin la ăștia de la, de la CFRSA sau de la drumurile naționale, de la CNR. Dar nu să le facem noi lucrările în locul ăla. Eu așa zic la trebuie. Multul lumea, băi, ăștia de la, care beneficiază de ajutor social și fac.
Dar marși la ce avem 30. Ce putem face cu oamenii? Că și ăștia au un anumit număr de ore. Nu lucrează, eu știu, 40 de ore pe săptămână, ca și un om avea de timp în cărbunul. Așa zic. Da. Pace general. Dacă nu spunem la loc cine este pentru, mulțumim, mulțumim, împotrivă. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind activitățile desfășurate de asistență personal din Comuna Palanca în semestrul 2 al anului 2022. Raport privind activitățile desfășurate de asistență personal din Comuna Palanca în semestrul al doilea al anului 2022. Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Palanca are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local, în conformitate cu prevederile articolului 40 alineatul 2 din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a normelor metodologice de aplicare a legii 448, raportul de activitate al asistenților personal ai persoanelor cu handicap, raport care trebuie să conțină toate datele referitoare la dinamica angajării asistenților personal, modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personali instruiți, numărul de controle efectuate și problemele sesizate. La finalul semestrului 2 al anului 2022, numărul de asistenți personali angajați este de 16. În luna iulie erau 15, iar din august în decembrie 16. În luna iulie, sumele plătite au fost de 46.000 de lei, din august până în noiembrie câte 50.000 de lei, iar în decembrie 45.000 de lei. Precizăm și faptul că asistenții personali au beneficiat, conform prevederilor legale, de indemnizație lunară de hrană. Numărul persoanelor cu handicap grave, căror asistenți personali au beneficiat de concediu de odihnă, 16. Deci toți 16 și-au primit drepturile pentru concedii. Astfel s-au achitat 25.672 de lei. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap. Indemnizație lunară. Pentru persoane cu handicap grav care optează pentru această formă de protecție în locul asistentului personal, menționăm că în semestrul 2 din anul 2022 s-au acordat două indemnizații lunare pentru persoane adulte încadrate în grad de handicap grav, în baza certificatelor emise de Comisia pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Bancă. Sumele suportate din bugetul local reprezentând indemnizațiile acordate în semestrul 2 2022 sunt din luna iulie și până în decembrie 3.000 de lei, câte 1.500 de lei pe lună pentru fiecare din cei doi, din cele două persoane cu handicap care au optat pentru indemnizația lunară. Dau citire proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se însușește raportul privind activitățile desfășurate de asistenții personale în Comuna Palanca în semestrul al doilea al anului 2022, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ numărul 544/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția de contencios administrativ. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică instituției Prefectului Județului Bacău, compartimentul de asistență socială, primarului Comunei Palanca și va fi afișată pe site-ul instituției. Mulțumim. Discuții de tema proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține. Mulțumim. Haideți să vă transcrieți la doamna. O rugăminte din partea școlii gimnaziale Palanca, o mică defecțiune la sistemul de încălzire a sala de sport. Și ne rugați să identificăm și soluționăm problema astfel încât copiii și domnul profesor să-și poată desfășura activitatea în condiții. Cu ce? Încălzirea la sala de sport. S-a rezolvat problema. Ieri. Da,
popor, nu fost răschimbat. Da, bun, la verificăm. Da, da, acum. A fost un incendiu acolo și a ars. Acum, da. Ieri l-au pus în funcțiune. Și funcționa. Cum a gestionat corp? Nu? Am înțeles. Și am mutat. E rezolvat. Intenția că verificăm. Da, altcineva. Am spus sesizarea pe drumul de la Pariște. Zice că în curba mare e probleme să pare ce vreau. La curba mare, așa ar spune ce vreau. La Ghebița. Da. Și la Pariște are e? În care e curba? În curba mare. Sunt drumul. E jos, după aia cum începea cu urăi, aia unde e. Vine apă mereu, izvoare. După prima casă, da, după portic. Da, 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 da. Sunt izvoarele acolo, e permanent de problemă acolo. Da, știu așa. Și nici mai cum se face. Da, altcineva? Nu, da. Dar mă stai bine ședința de următoare. Ședința pentru luna viitoare va fi spre sfârșitul lunii, dar ca de fiecare dată, să vă rog, să veniți așa cum ați făcut-o și până acum, pentru că e posibil să fie nevoie. Tot apar oportunități de finanțare din PNRD și, cum știți, sunt, banii sunt doar atâția cât sunt acolo și dacă nu depunem cereri de finanțare în timp util, îi pierdem. Dar, dacă nu, vom avea ședință pe data de 27, pe data de 27 anul. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot aportul pe care l-ați adus dumneavoastră în anul în care a trecut. Ați văzut, s-au desfășurat o serie de activități. Avem o serie mare de proiecte și vom mai avea, care au intrat la finanțare. A fost un an de pandemie, când nu s-au mișcat lucrurile pe fonduri europene și nici pe cele guvernamentale. Am mai început anul trecut și războiul din Ucraina și, desigur, au mai fost unele probleme de pus la punct, atât la nivel de guvern, cât și cu acest program național de redresare și reziliență, dar încet, încet lucrurile s-au dezvoltat și încercăm și noi să accesăm fonduri pentru dezvoltarea comunității, acolo unde, acolo unde putem și unde ne pliem pe ghidul de finanțare. Așa că vă mulțumesc pentru tot acordul de anul trecut și doresc să avem o la fel de bună colaborare și în acest an. Vă mulțumim. Mulțumim echipei de revizoare. Mulțumim și noi. Sărbători fericite, Paște fericit. Mulțumim.